dimineața. E liber pe capăt încolo? Eu nu pot, eu așa. Vezi că-ți trage la asta, iute. O trăsătură în direct. Merge? Ai luat ceva? O rumcara și ceva. Bună dimineața! Ceva semne? Am înțeles. Hai, tati, și noi mai încolo. Ai bălți aici să pescuiești în care vrei. Aia e balta 1, care nu se pescuiește de lângă restaurant. Asta balta 2, asta e a 3. Și asta pe dreapta e cea mai mare, e balta 4. Are 4 bălți? Da. Are pește mult, da. Aici e cam departe, dar nu am ce să fac. Prefer să pescuiesc un pic la... Da, cred că o să pescuiesc la momitor. Așa se întâmplă la pescuit. Cu toții venim cu entuziasm. Ce faci, mă, cu mărul ăsta, mă? Ce faci, mă, jucăușule? Măi, jucăușule, mă. Măi, jucăușule, mă. Măi, jucăușule. Mă, câine frumos. Ce faci, măi, frumosule? Ce faci? Ce faci, mă, tata, mă? Ce faci, mă, iubitule? Ce faci, mă, dragule? Tu ce faci, mă? Ce faceți? Gata, am finalizat și cu echipamentul de cărat. Acum, ia uite cățelul, deja se bagă în apă. Ce faci, mă? Tu deja ai început să prinzi pește? Unde te duci, mă? Ce faci acolo? Bună dimineața, iată-ne și pe baltă. Sunt pregătit de frenadile, ca să spun așa. Am ajuns la Clubul Pescarilor din Bucov și sperăm să avem o partidă cât mai plăcută astăzi și plină de capturi. Avem și primul drill. M-a luat pe-n surprindere. Ce
gata, gata să-mi ia lanseta după suport. Foarte bine înțepat. Oho, încet, încet, încet. Asta este. Nu e mare, are vreun kilogram și jumătate, cam așa. Dar s-a comportat ca un adevărat luptător. Ciortan din nou cred că este.